heißt irgendwie die nicht richtig laufen, Verbrechen, Ungerechtigkeit, Ausbeutung und so weiter, aber nicht selber eine Positivität anzubieten hat. Din perspectiva mea pot să spun că văd în lirica politică doar un mijloc critic și de critică la adresa politicii și nu un instrument care aduce ceva pozitiv și constructiv. Und ich persönlich bin der tiefen Überzeugung, dass das Gedicht immer etwas Positives im Prinzip leisten muss. Nicht eine positive Meinung, sondern eine ästhetische Kraft, eine ästhetische Positivität. Dass es quasi etwas für sich selbst ist, was von Wert ist und nicht bloß etwas, was auf irgendwelche Missstände hinweist. Părerea mea personală este că poezia trebuie să fie un lucru constructiv mit einer ästhetische Positivität sozusagen. Das ist ästhetisch, was Positives hervorbringt. Positivitate estetică care este de sine stătătoare și nu în primul rând o critică la adresa politicii. Also es muss sozusagen der Welt selbst etwas Positives geben. Poezia trebuie să aducă prin ea însăși ceva pozitiv lumii. Mulțumesc, Daniel. Radu, cum percepi tu gradul ăsta mai înalt, cred, de abstracțiune, de abstractizare pe care îl realizează acest tip de discurs față de poezia mai interiorizată de multe ori și în orice caz cu o direcție de rapel la realitatea imediată, dar nu într-un sens politic, nu într-un sens de problematizare politizantă, așa cum se întâmplă în literatura, în poezia germană. Eu cred că discursul lor, acest discurs orientat și spre politic, și spre social, și spre problemele cotidianului și imediatului, este discursul normalității. În fond, cu asta avea poezia a se ocupa încă de la cei vechi, să ne amintim de Platon, care de ce îi conește pe poezi din cetate, tocmai pentru că spun, tocmai pentru că discursul lor poate să fie prea croșant, prea direct la, relativ la aceste realități cotidiene. Noi, din păcate, poezia română, datorită acelei etape comuniste, am ajuns să diabolizăm politicul. Ceea ce s-a petrecut la noi, lucrurile astea delirante și aberante, ne-au făcut să credem că politicul în sine e o categorie aberantă și detestabilă. Și din cauza asta, poezia română s-a ferit de politic cât a putut și de cotidian și de social în acei ani. Nici nu era posibil, pe de altă parte, să le numești direct cotidian și socialul. Era funcționa cenzura. Dar în orice caz, dacă foloseai cuvântul însuși politic într-unul din textele tale sau Doamne ferește ca tipul, era imediat categorizat negativ. Un volum bun de poezie, precum Elegii politice al lui Ion Gheorghe, datorită acelui titlu care conținea cuvântul politice, a fost citit într-o grilă greșită. Și până astăzi lumea se referă la el din acest punct de vedere. Recuperarea politicului sau dimensiunii politice a poeziei, cred că s-a întâmplat abia cu generația 2000. Dacă înțeleg eu bine lucrurile, chiar și nouăzeciștii cei mai buni încă au oroare de socialul și politicul imediat. Și Espop și chiar Cristian Popescu nu sunt poeți cu dimensiunea asta politică, socială, individual, bine marcată. Abia cu două miști, cu Ianuș, nu? Cu manifestul anarhist și cu anarhismul lui, nu știu cum să-i spun, manifest și programatic, parțial apoi, știu eu, Sandra Novac, parțial Dan Sociu, ei recuperează această dimensiune a politicului, acest interes, această reactivitate directă la cotidian, pe care noi o ignoraseră. Și cred, ca să nu mă lungesc prea mult, cred că lucrurile au fost precizate din acest punct de vedere foarte bine de Mallarmé, care făcea distinția între poezie și reportaj. Poezia, spunea Mallarmé, se ocupă de lucrurile care îmi pasă, iar reportajul de lucrurile care mă interesează. Adică mă interesează că e aplicat la situația
Da, mă interesează că lumea arabă se trezește, mă interesează revoluțiile de acolo, mă interesează că Bin Laden a fost ucis, mă interesează toate lucrurile astea. Dar îmi pasă că intră fiul la facultate, că am o promovare la slujbă, că îmi pasă de... Deci, poezia s-ar ocupa cu precădere, zice Mallarmé, de dimensiunea privată. Iar riscul, din punctul meu de vedere, ca să ajung la întrebarea lui, Claudiu, riscul de a insista prea mult pe dimensiunea politică s-ar putea să ducă poezia pe reportaj. Așa cum riscul de a insista prea mult pe dimensiunea privată s-ar putea să ducă poezia înspre un solipsism, o fundătură din asta hiperprivată a lucrurilor de care îți pasă numai ție și cititorul nu o să-i mai pese. Deci, sigur că e riscant să absolutizezi ambele direcții, și, și dimensiunea privată și dimensiunea asta publică. Și, merg ambele linii.